Ana Maria Prodan a fost căsătorită 9 ani cu un fost basketbalist, Tibi Dumitrescu. În timpul mariajului lor au apărut pe lume două fete, Rebecca și Sarah Deș s-au cunoscut în România. Cei doi s-au căsătorit în SUA, acolo unde Tibi Dumitrescu locuia. De altfel, și fetele lor s-au născut tot în America. Ne-am cunoscut în 1998, în discoteca Vox Maris din București. Ea a făcut primul pas și într-o săptămână am devenit un cuplu. Ne-am continuat povestea de dragoste în America. Ne-am oficializat relația pe 1 septembrie, în statul Pennsylvania, SUA, pentru că eu aveam cetățenie americană. Ana s-a mutat cu mine în New Jersey, unde în acea perioadă jucam basket la colegiul Montclair State University, a mărturisit Tibi Dumitrescu, despre relația cu Ana Maria Prodan, într-un interviu mai vechi. Ana Maria Prodan și Tibi Dumitrescu au împreună două fete, Rebecca de 21 de ani și Sarah de 20 de ani. Ana Maria Prodan a divorțat de primul soț, Tibi Dumitrescu, după 9 ani de mariaj în 2007. După 9 ani de căsnicie, Ana Maria Prodan divorța de Tibi Dumitrescu, însă relația lor a rămas bună și după despărțire. De altfel, într-un interviu, impresara de fotbaliști vorbea despre actuala ei relație cu tatăl fetelor sale, care la rândul său este acum căsătorit și are încă o fată cu actuala soție, Irina. Acum, eu și fostul meu soț suntem prieteni. Tibi s-a recăsătorit cu Irina, noi suntem foarte buni prieteni. Fostul meu soț este cel mai bun prieten al nostru. Actuala lui soție este un om incredibil, din toate punctele de vedere. Facem glume de genul bine că te-am lăsat. Eu l-am lăsat pe el un om minunat, nu am ce să-i reproșez decât faptul că ne-am pierdut pe drum, cu meseria, și am început să ne iubim ca frații. Suntem niște oameni normali, care au înțeles că s-au pierdut pe drum și fiecare a înțeles că meritam să ne găsim jumătatea, a mărturisit Ana Maria Prodan într-un interviu, despre Tibi Dumitrescu, fostul său soț. La scurt timp după divorțul de fostul basketbalist, Ana Maria Prodan se căsătorea cu Laurențiu Reghecampf, cel cu care are un băiat. Zisi cum s-au cunoscut Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecampf, fostul soț al Ana Mariei Prodan, extrem de mândru de faptul că Sarah îi calcă pe urme și e basketbalistă. Dacă Sarah este basketbalistă, iar Rebecca a devenit, din această vară, singura femeie din România aflată la conducerea unui club din prima ligă de fotbal, Celia, fata cea mică a lui Tibi Dumitrescu este o pianistă talentată. Chiar dacă are trei fete, Tibi Dumitrescu este extrem de mândru de faptul că Sarah îi calcă pe urme, fiind o basketbalistă extrem de talentată în SUA, acolo unde a practicat și el acest sport. De altfel, pe pagina de Facebook a lui Tibi Dumitrescu sunt numeroase poze cu Sarah pe terenul de sport.